Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și vă spun bun venit în bucătăria mea, atât mai vechilor prieteni, cât și celor care abia au descoperit canalul meu YouTube. Dacă vă place și vouă să gătiți, așa cum îmi place și mie, înseamnă că ați nimerit într-un loc în care ne putem împărtăși pasiunea, așa că vă invit să vă abonați și să dați subscribe tuturor notificărilor. Azi vreau să împărtășesc cu voi rețeta mea de pandișpan cu prune, un pandișpan super pufos, fără pic de praf de copt, însă cu apă rece. Exact, cu apă, ceea ce îl face mai economic, însă îi va da și o textură nemaipomenit de pufoasă și de plăcută și veți vedea că voi folosi o mulțime de prune din livada proprie, care vor rămâne exact la locul lor în aluat, nu se vor duce pe fundul tăvii, așadar vă invit să vă notați ingredientele. În primul rând, după cum vă spuneam, prune, 1 kg de prune întregi, din care mi-au rezultat 900 de grame de prune fără sâmburi în jumătăți, 5 ouă de mărime medie de 50-55 de grame per bucată, cântărite cu tot cu coajă, 120 de ml de apă rece, 2 prafuri bune de sare, mai precis dacă vreți să cântăriți 4 grame, o lingură de oțet sau de zeamă de lămâie, 200 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat bourbon, 250 de grame de făină 3 nula, 60 de ml de ulei de floarea soarelui, coaja galbenă, fin răzuită de la suprafața unei lămâi netratate și, opțional, zahăr pudră vanilat pentru presărat suprafața prăjiturii înainte de servire. Așa cum cred că deja v-ați dat seama, am început prin a spăla bine prunele pe care le-am scurs de apă și apoi le-am rupt în jumătăți, eliminând sâmburele. Trebuie să precizez că dacă veți obține doar 800 de grame sau 850 de grame de prune gata curățate, nu înseamnă că nu vă va mai ieși prăjitura, va ieși exact la fel de bine. Și încă ceva, dacă vi se face cumva poftă de acest pandișpan cu prune pufos și e miezul iernii sau început de primăvară, când nu se găsesc prune proaspete, exact la fel de bine puteți folosi prune din congelator, care nu e nevoie să fie decongelate înainte de a fi incluse în compoziție. Voi coace prăjitura în această tavă de 33 x 20 de centimetri pe care o pregătesc de la început, așternând-o cu hârtie de copt. Dacă preferați, puteți să ungeți tava cu unt și să o tapetați cu făină, prăjitura va ieși la fel de bine. Eu prefer hârtia de copt pentru că mai târziu, după coacere, mă va ajuta și să scot prăjitura din tavă. Pornesc imediat cuptorul și îl setez la 190 de grade Celsius cu ventilație, căldură de jos și de sus sau 200 de grade pe modul static. În timpul în care cuptorul se încinge, am suficientă vreme să pregătesc compoziția. Atât de rapid și de ușor se face. Separ albușurile de gălbenușuri, iar gălbenușurile le pun într-un castronel mic. Albușurile le colectez direct în castronul mixerului. Peste albușuri, adaug de la început apa rece, măsurată cu atenție cu un recipient gradat. Bat bine gălbenușurile cu o furculiță cu un praf de sare. Adaug uleiul în fir subțire și nu e nevoie să se mixeze gălbenușurile cu uleiul și nici să se lege ca o maioneză, doar cât de cât să fie omogenizate. Adaug acum și coaja rasă de lămâie peste gălbenușuri și mai bat puțin, apoi le las deoparte. Mă întorc acum la albușuri, peste care adaug o priză generoasă de sare și încep să le bat cu mixerul. Și nu uitați, în castronul mixerului, alături de albușuri, mai am și apa rece pe care am adăugat-o de la început. Mixez spumă albușurile cu apă cu tot. Chiar și cu acest adaus de apă, albușurile tot vor forma o spumă consistentă cu aspect de zăpadă proaspătă. Iată, acest lucru s-a întâmplat. Odată ajunse în acest stadiu, încep să adaug zahărul treptat în ploaie și după ce am adăugat aproximativ jumătate din zahăr, pun în castronul mixerului și oțetul. Rolul substanței acide adăugate în albușuri, fie că e oțet, fie că e zeamă de lămâie sau bitartrat de potasiu, este acela de a rupe fibrele lungi de proteine care se formează în albuș în urma mixării, permițând astfel să se obțină o bezea cu o cantitate mai mare de aer acumulat, deci mai stabilă. Adaug în continuare și restul de zahăr și nu uit nici de zahărul vanilat bourbon pe care îl pun chiar la final.
Mixez în continuare până obțin o bezea fermă, lucioasă și țapănă în care cristalele de zahăr s-au dizolvat complet. Imediat ce bezea a ajuns în acest stadiu, am oprit mixerul pentru că mixarea excesivă nici ea nu e bună, ar fi posibil să se usuce bezeaua și nici asta n-ar fi bine. Dar uite ce volum are bezeaua pe care am obținut-o, cât de bine arată și cu tot adaosul de apă, iată, pot întoarce castronul cu fundul în sus și nici vorbă să cadă. Din acest moment, viteza de lucru e foarte importantă, nu cumva să apuce spuma de bezea să se lase. Fără să pierd timpul, mai bat puțin cu furculița gălbenușurile cu uleiul, apoi le răstorn peste bezeaua din castron pe toate deodată. Așa! Amestec puțin cu o spatulă să se omogenizeze parțial. Cele două compoziții oricum se vor omogeniza mai bine în timp ce voi incorpora făina în crema de ouă. Acum, printr-o sită deasă, cern făina deasupra compoziției din castron, pe toată deodată. Pentru omogenizare folosesc o spatulă flexibilă cu care încorporez făina în această spumă de ouă prin mișcări de împăturire. Practic, ridic compoziția de pe fundul vasului și o împătur deasupra, rotind castronul în sensul acelor de ceasornic câte un sfert de rotație după fiecare împăturire. Sună complicat? Important este însă să nu amestecați puternic, circular, astfel încât să bruscați compoziția și să pierdeți aerul acumulat în albușuri, despre care nu prividez să vă spun la fiecare rețetă care îl implică, practic este singurul agent de creștere al pandișpanurilor. Când nu se mai văd urme de făină în castron, compoziția e suficient de amestecată. Imediat răstorn jumătate de compoziție în tava deja așternută cu hârtie de copt și o nivelez cu grijă la suprafață. Alături am prunele pregătite de la început, curățate de sâmburi. Deasupra compoziției din tavă, repartizez cam o treime din prunele pe care le-am pregătit. Le așez cu delicatețe, fără să le apăs în compoziție și fără să le arunc de sus. Repartizez restul compoziției pe care o distribui de data asta în câteva locuri, nu o mai torn de sus ca să nu afunde prunele pe care le-am pus deja, și nivelez compoziția într-un strat uniform. Pe deasupra așez delicat restul prunelor. La fel ca pe precedentele, nici pe acestea nu le arunc de sus și nici nu le afund forțat în compoziție. Cu răbdare o așez pe fiecare la locul ei și astfel voi obține un pandișpan cu prune, care chiar are prune din belșug, nu doar câte una pe aici colo. În plus, prunele vor fi frumos distribuite în prăjitură, nu lăsate toate pe fundul tăvii, ceea ce, sincer, îmi displace mult la prăjiturile cu fructe. Odată asamblat, dau tava cu pandișpan cu prune în cuptorul preîncins la 190 de grade Celsius, cu ventilație, căldură de jos și de sus, la o înălțime medie. După 25 de minute, gradul de rumenire al pandișpanului mi se pare suficient. Acopăr deci tava cu o coală de hârtie de copt umezită și stoarsă bine și coc în continuare prăjitura timp de încă 20 de minute. În total, pandișpanul meu a petrecut în cuptor 45 de minute. În final îl testez cu scobitoarea, care, iată, a ieșit perfect curată. Testez și prin apăsarea cu degetul. Pandișpanul revine imediat după ce e presat ușor, așa că nu pot decât să concluzionez că e bine copt. Vă recomand să testați și voi gradul de coacere al prăjiturii. Chiar dacă ați respectat timpul de coacere și temperatura, totuși nu sunt două cuptoare la fel, așa că acest test simplu al scobitorii chiar e relevant. Acum, prind marginile hârtiei de copt și, cu ajutorul acesteia, ridic pandișpanul din tavă și îl transfer pe un grătar pentru răcirea produselor de patiserie. Înainte de a-l tăia, voi lăsa acest pandișpan cu prune, care miroase foarte ispititor, să se răcească bine și să reziști poftei de a-l tăia cât încă e cald, chiar e o provocare, dar o să-i fac cumva față. După ce s-a răcit complet, acest pandișpan cu prune, pufos și aromat, e gata de servire. Cu un cuțit lung, bine ascuțit, îl porționez în 24 de dreptunghiuri. Se poate tăia, însă, în orice formă vă e pe plac. Ei, și uitați-vă și voi cât de bine arată secțiunea. Prunele, așa cum v-am promis, sunt chiar la locul lor, pandișpanul e super pufos și miroase atât de bine, abia aștept să-l gust. Înainte de servire, l-am presărat cu un strop de zahăr pudră vanilat. Dragilor, atât pentru azi.
Pandișpanul meu cu prune a ieșit minunat. E foarte pufos, miroase minunat, are o aromă foarte ispititoare și nu e deloc uscat, are o textură foarte faină, lucru de care vă veți convinge dacă veți încerca și voi rețeta și vă recomand să o faceți. Mai multe detalii despre ea veți găsi, ca de obicei, în articolul de pe blogul meu, al cărui link l-am lăsat și în descrierea videoclipului, dar și a apărut pe ecran în colțul de sus chiar acum. Vă invit să distribuiți rețeta și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare, pentru că merită și ei o rețetă bună, practică, economică de pandișpan cu prune. Și dacă tot am menționat aceste rețele de socializare, vă reamintesc că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar canalul YouTube rămâne același loc unde revin mereu cu noi rețete și idei delicioase. Așa că, dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți și să dați subscribe tuturor notificărilor. Până la următoarea rețetă, vă spun pe curând!